Elon Musk, cunoscutul miliardar și fondator al mai multor companii revoluționare, a făcut recent o declarație interesantă legată de demografia globală. Într-o apariție publică, Musk a subliniat că imigrația nu e o soluție viabilă pentru problemele demografice cu care se confruntă unele dintre cele mai mari economii ale lumii, cum ar fi Italia și Japonia. Sfatul său pentru liderii mondiali și pentru oameni în general este să se concentreze pe creșterea natalității. Faceți mai mulți copii pentru a asigura o nouă generație, a afirmat el. Cu un total de 11 copii provenind de la 3 partenere diferite, Musk nu doar vorbește, ci și acționează conform principiilor sale. Acest lucru a fost demonstrat recent când a apărut pe scenă ținând în brațe unul dintre copiii săi, subliniind astfel importanța pe care o acordă demografiei. Victor Ponta, fostul premier al României, este unul dintre admiratorii lui Musk. Într-un interviu cu Marius Tucă, Ponta l-a descris pe Musk ca fiind dușmanul sistemului de proști și ipocriți și a afirmat că este de acord cu aproape tot ce spune miliardarul, inclusiv cu criticile aduse de Musk celor care se opun ideilor sale. Musk mi se pare cel mai deștept om din lume. Sunt de acord cu 99% din ce spune, a declarat Ponta. Victor Ponta a continuat să își exprime părerea, de data aceasta despre Mark Zuckerberg, omul din spatele Facebook. Fostul premier al României nu pare prea impresionat, menționând că, deși Zuckerberg are o avere impresionantă, tot încearcă să se facă plăcut de sistem, un sistem care nu pare să-l prea îndrăgească. Ponta sugerează că Zuckerberg este ghidat de teama de a nu fi criticat de alții, o situație cu care el însuși se poate identifica. De multe ori mă gândesc să nu spun anumite lucruri doar pentru a evita critica, a mărturisit Ponta. În încheiere, Ponta invită publicul să urmărească emisiunea pentru mai multe detalii și discuții interesante. Emisiunea poate fi găsită pe diverse platforme online, inclusiv Marius Tucă.ro, Mișcarea de Rezistență.ro, pe paginile de Facebook ale lui Marius Tucă și Gândul, precum și pe canalul de YouTube Gândul. Rămâneți cu noi pentru mai multe!